O ținuă vacanță de sărbători, ba chiar ne lasă și pe noi fără cadouri. Ultima țintă a infractorilor sunt punctele de livrare a coletelor. La Timișoara au fost prinși în flagrant în timp ce spărgeau un astfel de dulap cu rangra. Aceeași grupare a funcționat și la București, dar altfel, aici au spart aplicația curierilor și au luat tot ce le-a căzut mai scump în mână. Ceasuri, camere video, aparate electronice. Paguba depășește 80.000 de euro. Hoții au pus ochii pe punctele unde se livrează colete. Înarmați cu rangă au venit să dea lovitura, dar polițiștii le-au dat planurile peste cap. După ce au urmărit 8 luni, i-au prins în timp ce acționau la Timișoara. Pe cei trei hoți nu i-au impresionat nici măcar camerele de supraveghere. Știau foarte bine că zona este supravegheată video. Aveau 11 telefoane de ridicat din acest loc și au folosit rângi, iată, iar urmele încă se văd, ca să deschidă sertarele. De această dată însă erau filați de polițiști care i-au prins în flagrant, dar doi dintre ei au reușit să fugă. La scurt timp au fost găsiți și ceilalți doi hoți. Unul se ascundea într-o localitate din Timiș, altul în Alba. Magistrații au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Infractorii acționau în mai multe localități din vestul țării, dar și în capitală. În general, vânau aparatură electrocasnică și telefoane mobile scumpe. Foloseau și alte metode de jaf. De exemplu, plasau comenzi online și alegeau plata ramburs la ridicarea coletelor. După expirarea perioadei de păstrare de 36 de ore, piratau aplicația informatică destinată curierilor și prin generarea de coduri QR deblocau dulapurile și plecau cu coletele. Pentru că s-au trezit printre păgubiți, tot mai mulți clienți își fac acum asigurare. Crezi că e coletul tău înăuntru? A, nu, coletul meu nu mă și-a ajuns. A folosit vreodată ceva asigurat pentru colet? Da, e o asigurare de colet din caz că ți se pierd. Nu sunt oameni, sunt animale. Se fură și sunt multe mai scumpe decât astea. Este un val în momentul ăsta în care se folosește foarte, foarte des. Folosesc destul de des, așa că o să am grijă pe viitor. Contactată de Observator, firma de curierat dă asigurări că sistemele de securitate pe care le avem ne ajută să rezolvăm orice astfel de situație în mod eficient, fără a afecta clienții. În România există peste 4.000 de easyboxuri ale diferitelor companii. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.